Am primit des întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu iubit? Ce trebuie să fac să fiu fericit? Aceasta este întrebarea pe care orice copil mic o are în subconștient. Ce trebuie să fac ca să supraviețuiesc? Copilul mic este dependent de mediul înconjurător și această întrebare este firească, naturală și spontană. Ce vor oamenii ăștia de la mine ca să mă țină în viață? Răspunsul adulților modelează întreaga personalitate a copilului. Cum ne manifestăm ca adulți este rezultatul a ceea ce a trebuit să facem ca să capturăm și să susținem interesul adulților responsabili cu supraviețuirea noastră. Copilul mic poate primi unul sau mai multe din cele trei răspunsuri disponibile de la adulții care îl îngrijesc. Unul dintre răspunsuri este acela că nu trebuie să faci prea multe ca să te îngrijești și să te susțin, să te dezvolți și să înveți să te descurci pe cont propriu. Din acest răspuns, copilul realizează că nu trebuie să facă nimic ca să îi se permită să existe, pentru că nevoile lui vor fi o prioritate în prima perioadă a vieții, când el nu are abilitatea de a se descurca singur. Din acest răspuns, copilul poate crește plăcându-i de el însuși, fără să renunțe la creativitatea și individualitatea proprie. Nu are nevoie să facă ceva extraordinar ca să simtă că este în regulă. Dacă face ceva extraordinar, atunci acțiunile respective vin din curiozitatea interioară și pofta de a experimenta. Aceasta este, de fapt, iubirea pe care o dorim cu toții și ar fi minunat să o avem. În următoarele două videoclipuri voi aborda și celelalte două tipuri de răspunsuri pe care le poate primi copilul de la părinții săi și modalitatea în care aceste răspunsuri îl modelează. Sunt Elena Paula Șubei și te susțin să scrii corpul și viața pe care le dorești.